Procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție drum expres Craiova-Pitești, tronsoanele 1, 2, 3 și 4 se află în etapa de evaluare a ofertelor, iar finalizarea acestei etape este estimată la finalul acestei luni. Este informația transmisă astăzi de reprezentanții Companiei Naționale de Investiții la solicitarea Olt TV. Urmează însă o perioadă în care companiile nemulțumite de rezultate pot depune contestații. De acest aspect se tem și reprezentanții guvernului care și-ar dori ca din primăvară să înceapă lucrările, cel puțin la primele două tronsoane. Eu sper că cel puțin două tronsoane, așa cum am spus, să înceapă, că este vorba de proiectare și execuție. Pentru cele două tronsoane, 1 și 2, sigur că mai trece ceva timp. Eu sper ca excavatorul, cum a spus eu tot cu ghilimele de rigoare, în primăvara 2019 să intre în acțiune. Noua lege a achizițiilor publice va reglementa foarte clar condițiile în care se vor putea depune contestații la licitațiile pentru lucrări publice. Astfel, societățile nemulțumite își vor asuma anumite riscuri dacă se va dovedi că nu au dreptate. Cei care contestă să aibă o taxă, să plătească niște bani, pentru că nu poți să contești de dragul de a contesta, pentru că anterior contestau și cei care nu participau la licitație. Deci, paradox, dacă vreți. Deci, lucruri deosebit de grave. Eu sper ca să fie un lucru chiar foarte bun, noua lege a achizițiilor publice. Oltul va fi traversat de tronsonul 2 al drumului expres, care va trece pe teritoriile localităților Balș, Bârza, Piatra Olt, Slătioara, Ulmi, Slatina și Valea Mare. Întregul proiect al drumului expres Craiova-Slatina-Pitești are o lungime de aproximativ 121 de kilometri și o valoare estimată de peste 3,7 miliarde de lei fără TVA.